Bună și ne-am găsit la un videoclip la mine pe canal. Astăzi revin cu un nou get ready with me. După cum vedeți, sunt și în pijamale, sunt nemachiată și dacă am coronița pe cap, e clar că avem get ready with me. Da, mi-am pregătit produsele aici. Am văzut că foarte multe dintre voi ați fost dornice să mai fac astfel de clipuri și după cum v-am zis și pe Instagram, le voi face lunar. Așa că, da. Astăzi mă machiez cu voi la fel pentru că vreau să filmez un clip și vreau să vă arăt și vouă măcar o dată pe lună care sunt pașii prin care trec ca să ajung de la, ten curat la tenul machiat, să zicem așa. Ei bine, astăzi vreau să fac un machiaj cu roz. Mi-a venit mie, de fapt de aseară mă gândeam că vreau să fac un machiaj cu roz. Mi-am adus toate produsele lângă mine și încep cu... O să încep machiajul cu acest concealer, Locked Concealer de la Kat Von D, pe care îl folosesc pe post de bază de machiaj. Și astăzi, la fel ca și în clipul trecut cu Get Ready With Me, am pregătit câteva subiecte pe care vreau să le abordez. Și, doamne, deci mă mânca limba să vorbesc cu voi deja de pe Instagram. Începusem așa un subiect, dar am zis că să păstrez pentru clipul ăsta. Da, zic că m-a aplicat bine. O să lucrez de data asta cu mai multe palete, dar o să încep cu Morphe. Știți că îmi place foarte mult. În caz că vă interesează, este numărul 35N. Și încep cu nuanța asta pe care o aplic pe toată pleapa, împreună cu o pensulă de la Real Techniques, Wet n Wild. O să vă vorbesc despre pensule într-un clip viitor, poate chiar în următorul clip pe care am să-l filmez azi. Am impresia că fac un fel de machiaj fără oglindă, pentru că nu mă prea văd foarte bine în viewfinder și oglinda o am mai departe și na. Mi-e cam greu, dar... nu-i nimic, ne descurcăm. Ok, am să iau tot pensula asta care arată foarte nașpa. Îmi trebuie, nu știu, o pensulă mai bună de blending, dar eu tot rup perii ăștia care ies pe afară aiurea. În fine, ne descurcăm cu ce avem. O să încep prin aplicarea acestui roz în pliu și să vorbim despre ceea ce m-am gândit eu să vorbim azi. O să iau o oglindă mai aproape și o să vin mai aproape de voi să vedeți și ceea ce fac. Aplic fardul prin mișcări circulare. Unul dintre subiectele pe care vreau să le abordez în acest clip ar fi legat de comentarii. Știți că eu v-am mai vorbit vouă despre comentarii într-un vlogmas, într-un zil în decembrie, parcă. Dar, da, este un subiect care pe mine mă interesează destul de mult. Am observat că lumea nu mai este atât de tentată să lase comentarii la clipuri și înțeleg și de ce, pentru că sunt persoane în YouTube care obișnuiesc să nu răspundă sau nici măcar să nu dea un like, o inimioară, o ceva. Și chestia asta îi face pe oameni să se gândească, bă, dacă persoana X nu mi-a dat like și sau nu mi-a răspuns la comentariu, înseamnă că nici persoana Y nu mai îmi răspunde și de ce să-mi rup eu din timpul meu ca să-i las un comentariu și persoana respectivă să nu-mi răspundă? Mai bine nu îi răspund nimic, nu mi-i scriu nimic, eventual nici nu-i măcar nu-i las like, chiar dacă mi-a plăcut sau nu clipul și gata, am rezolvat problema. Dar nu este așa, eu înțeleg pe oameni că na, este urât să vezi, pentru că și eu sunt creator de conținut, dar mă pun și în postura de persoana care consumă YouTube, care se uită pe YouTube. Pentru că eu comentez la majoritatea oamenilor la care mă uit, îmi iau din timp și, nu știu, fie că zic că mi-a plăcut, fie că scriu un mesaj mai lung, mereu sunt atentă să las comentarii și îi apreciez foarte mult pe oamenii care
au peste 100.000 de ca și în condiții astea ei își iau din timpul lor și lasă inimioare sau chiar o spun la comentarii. De exemplu, Denisa Sima are peste 100.000 de ca, dacă nu mă înșel, și de nu știu dacă a fost data în care să nu-mi răspundă la comentariu. Adică mi se pare foarte frumos din partea ei. Și Ștefana îmi răspunde la comentarii și Laura Moșoroaia îmi răspunde uneori la comentarii. Sau măcar îmi dă like. Adică apreciez foarte mult chestia asta. Eu ca om care vizionează aceste persoane mă simt foarte bine să văd că, bă, uite, faptul că i-am scris ceva persoane X, nu știu, mi-a apreciat... mi-a apreciat munca. Nu pot zic eu muncă, dar ați înțeles voi ideea. Când văd persoanele astea care sunt, nu au un număr extrem de mare de urmăritori și nu lasă nici măcar un like sau un comentariu, deși tu îi scrii de fiecare dată, mi se pare urât. Îmi pare rău să zic, nu știu, poate am eu mentalitatea greșită, poate persoana respectivă are altă treabă de făcut, dar nu știu, o dată pe săptămână să ții jumătate de oră, o oră să dai măcar like-uri. Mi se pare foarte importantă relația pe care apropo, vreau să folosesc nuanța asta în pliu. Mi se pare foarte importantă relația pe care o clădești cu abonații tăi, pentru că până la urmă ei sunt cei mai importanți. Pentru ei faci ceea ce faci și nu știu, să nu îi apreciez deloc. Da. Nu știu. Sau, de exemplu, îi apreciez foarte mult pe Dănuța de la La Taifas cu Grăsuța, pentru că și-a odată la ceva timp face un clip în care răspunde la comentarii live. Cum ar veni, bine, chiar live, dar ați înțeles ideea. Adică, bă, măcar știu că nu m-am chinuit să scriu comentariul ăla degeaba. Și nu știu, pentru mine chiar este o chestie foarte importantă și țin foarte mult la chestia asta cu comentariile, pentru că, nu știu, pur și simplu țin, n-am un motiv anume. Dar chiar sunt curioasă să-mi spuneți ce părere aveți voi despre asta, adică, nu știu, eu așa m-am obișnuit să las comentarii, mi se pare frumos, adică... Bine, dacă nu ai ceva de zis frumos despre ceea ce vezi, în primul rând te mai uiți, dar în caz că tot vrei să te uiți la ceea ce face omul, chiar dacă nu-ți place și nu lași comentarii pentru că n-ai avea nimic bun de spus, atunci da, înțeleg. Dar dacă îți place și vrei să încurajezi persoana, o să folosesc nuanța asta ca să mai potolesc un pic din machiaj, pentru că mi se pare că voi nu vedeți, eu încerc să pun mai mult ca să se vadă pe cameră, voi nu vedeți, dar realitatea este foarte aprinsă nuanța. Pentru că avem nevoie noi ca și creatori de conținut să știm că suntem urmăriți și că nu facem ceea ce facem degeaba. Dar și oamenii care se uită la noi au nevoie să știe că nu au scris practic unui zid și că e cineva acolo care îi ascultă și înțelege și, nu știu, mi se pare important. Adică, în fine, asta era doar unul dintre subiectele pe care vreau să le discut cu voi. Cred că o să o las așa. Mă gândesc să apropii un pic mai mult ca să vedeți ce fac. O să-mi aplic... glitter glue de la Boys & Berries. I-am făcut și un cum îi zice, un review la mine pe blog, o să vă las linkul în cutia cu descrieri. Eu îl folosesc pe post de primer, vă zic sincer, o să-l aplic pe mână. Cam atât. Aici am un swatch, dar nu se mai șterge, este un creion de la Lancome foarte rezistent și o să-l aplic efectiv cu degetul, ca să nu mă mai chinui. Și încerc să-l aplic sub formă de tapotare, așa. Prin tapotare, am vrut să zic, pardon. Da. Haideți să vorbim despre ce se mai întâmplă la televizor. Oh, Doamne, deci încep atât de multe emisiuni încât am impresia că nu mi-ajunge timpul. Pe unele văd pe Click Sud. Mă uit în continuare la
O să las un pic să se usuce. Mă uit în continuare la Brava Estil, îmi place foarte mult. Mă bucur foarte mult că a intrat Oana Radu. Îmi place foarte mult stilul ei și, nu știu, faptul că e așa. E pe față, e... Le zice pe șleau așa. Îmi place și de Alexandra Ungureanu, chiar dacă are un stil așa mai boem, mai... nu știu cum să mai exprim, dar îmi place și de ea. La ce mă mai uit? Mă uit la Asia Express. Doamne, deci mă bucur atât de mult că a început Asia Express. N-aveți idee. Ador emisiunea asta. Și am atâția preferați încât, nu știu pe cine să aleg să fie preferat. Adică preferații mei sunt Bontea și cu Fodor. Deci pur și simplu ador pe Bontea. Și sunt, au un umor, doamne, deci e imposibil să nu râzi la ce scot pe gură oamenii ăștia. Deci sunt foarte, foarte amuzanți. Cine mai îmi place? Îmi plac cam toți, sincer. Îmi place mult și de Speak, că e foarte amuzant cu accentul lui moldovenesc și... dă niște perle, doamne, n-aveți idee, trebuie să vă uitați, e foarte amuzant. Și cine mai îmi place? Îmi place și de de Buză cu prietena ei, sunt foarte amuzante și ele. Îmi place, evident, de Alina Ceușan și Carmen Grebenișan. Îmi place și de Radu cu Alexa Bagiu. Nu știu, toți au ceva amuzant. V-am zis, în afară de Nicoș cu mama ei, îmi plac cam toți. O să aplic nuanța asta din paleta de la Too Faced. Paleta asta Love. O să aplic nuanța asta în colțul extern. Așa era să aplic cu vârful. Cu o pensulă de la Essence. Da, și chiar mi-ar plăcea să-mi spuneți și voi cu cine țineți. Eu am zis, sunt declarată șef Bontea cu cu Fodor. Doamne, deci sunt foarte amuzanți oamenii ăștia, deci nu mai pot de dragul lor. Și îmi place că cei de la Asia Express au pus pe Instagram cum să zic eu, citate pe care ei le-au scos pe gură. Stați să vedem. Deci Ristei zice a lot of gândax, priceless. Dar are unul ăsta Speak, are o vorbă: dacă nu mă iei cu tine acum, leșin, mor competition fast. Deci n-ai cum. Sau Fodor, mi s-a făcut pielea de găină în interior. Da, sunt foarte amuzant și îmi place foarte mult să mă uit la emisiune. Chiar îmi dă o stare de bine. Și vă recomand și vouă. Și dacă pierdeți vreo emisiune, să știți că le găsiți pe toate pe Click Sud. Eu acolo mă uit când, nu știu, de exemplu, se întâmplă să mai fiu un oraș când se difuzează emisiunea și mă uit acolo pe Click Sud. Nu știu cât de bine vedeți voi ceea ce fac eu aici pe cameră, cred că mai mult e important ce zic, dar că v-am zis că eu nu fac clipurile astea cu machiaje ca să fie un fel de tutorial, să vă învăț eu, ci le fac pentru că vreau să vorbim și să, na. Asta este o pensulă tot de la Wet n Wild, cu care o să aplic nuanța asta în partea interioară a ochiului. Dar asta e cam mat așa. Nu prea se vede. Cine știe ce, dar se lasă așa. Pare cam... O să mi-o aplic și în cealaltă parte ca să nu existe notă discordantă, dar e departe de nuanța la care mă gândeam că o să fie. Cred că o să mai aplic eu altceva. O să folosesc paleta asta de la Colourpop, My Little Pony. M-am gândit la nuanța asta de mov. Nu știu dacă o să meargă cu rozul ăsta pe care l-am folosit eu, dar nu contează, nu-i bai. V-am mai zis că e foarte important să îmi placă mie rezultatul final.
Ok, hai să vedem. Arată drăguț. Nu știu dacă voi vedeți ceva. Pentru că mi s-a oprit camera și trebuie să dau... să închid. Ok. Ești că se vede frumos. Ok, și că tot vorbim de emisiune, haideți să vorbim despre un subiect care a rupt internetul. Oh, focus. Și focusul s-a speriat săracu. Oh. Mă refer la subiectul vulpița. Da. Băi, fraților, nu știu cum sunteți, dar pur și simplu pe mine m-a căpiat acest subiect. Pur și simplu nu mai suport să aud de ea, nu mai suport să mai văd mimuri, gifuri sau cum le zice, cu ea. Nu mai suport. Mi se pare atât de urât faptul că am ajuns să promovăm incultura, practic, pentru că fata asta nu știe să se... să lege două cuvinte. Adică n-am urmărit emisiunea, recunosc, dar am văzut secvențe în ea la diversi oameni care vorbeau despre chestia asta. O să vreau să-mi aplic tușul acesta de la NYX. E genial tușul ăsta. E Epic Ink Liner. Deci pur și simplu au făcut din femeia asta, un, un model. Au făcut o vedetă. Și acum, nu știu, nu vreau să par răutăcioasă, o să trebuie să tac pe parcursul aplicării. Cam asta e și nu sunt foarte mulțumită. Pentru că am impresia că m-am greșit undeva pe aici. Dar, da, o să o las așa. Și am descoperit un fel de tehnică, când îmi aplic tușul, ca să încerc să le fac cât de cât egale, să țin paleta, să o țin... nu știu cum să fac să vă arăt, dar mă uit în ea și o țin ca și ca un fel de delimitare, ca să știu cum să-mi trasez linia. Nu merge. What the fuck is that? Asta e mai jos, asta e mai... În fine, știți care e părerea mea despre dungile astea? Că mie nu mi-e niciodată cum trebuie, dar... Na. Vă ziceam de chestia asta cu vulpița. Deci, de ce vrea să promovezi o persoană care a întreținut relații sexuale cu mai mulți parteneri, care nici măcar nu știe... a cui este copilul ei? Nu, chiar nu înțeleg, adică nu înțeleg pe oamenii care se uită la așa ceva. Chiar discutam cu cineva la o petrecere că îmi zicea că de-abia așteptă să vină luni să se uite la vulpița și eu eram cea genul, dar ce-ți place la ea? Și a zis că nu știe, dar e... se uită pentru că e amuzantă. Și aici am protecție solară de la Ivaterm, pe care o să o aplic pe post de cremă. Și fac așa.
și vin prin tapotare și o aplic. Deci, hai că se uită pentru că pur și simplu femeia asta o amuză, la muză. Zic, ok, dar nu găsești altceva la care să te uiți, care să fie amuzant, sincer. Și ce mă uimește pe mine este faptul că fata asta are 40.000 de K, dacă nu mă înșel, în condițiile în care sunt atâția, printre care mă număr și eu, atâția creatori de conținut care se chinuie să crească organic, frumos și care nu au atâția urmăritori, atâția followers. Și fata asta vine, se prostește pe internet, se face de râs practic și puf, dintr-o dată e vedetă și gata. Acum, doamne, deci pe mine eram într-o seară, am rămas pur și simplu șocată de câți urmăritori poate să aibă. Adică nu știu dacă este ea, că îmi zicea cineva că sigur sunt urmăritori cumpărați. Bă, nu știu dacă sunt cumpărați. În primul rând, nu știu dacă uci pe ea capul să facă așa ceva. Îmi cer scuze că spun asta. Nu-mi place să jignesc sau să pun o etichetă unui om, dar când apari la TV și te mai mutărești în felul în care a făcut-o ea, n-am ce părere să am despre ea, n-am ce părere bună să am despre ea, de fapt. Acum o să iau acest anticearcăn, este Shape Tape de la Tarte și am să-l combin cu un alt anticearcăn pe care momentan nu-l găsesc. L-am găsit. Da, îl combin cu asta pentru că e prea închis pentru mine. Și văzusem acum recent un clip de-a lui Mikey Hash în care arăta ce spune prezentatoarea despre emisiunea asta. Și a zis că ea o să continuă să o facă pentru că asta se cere și atât timp cât lumea se uită, înseamnă că ea face practic, cum se zice, face rating și asta o interesează pe ea și de restul îi doare în cot, cum ar fi. Și chiar zicea asta Mikey Hash, zicea că e ca și cum ar zice și el că, băi, publicul meu își dorește ca eu să-mi omor pisica live pe YouTube și am să fac asta, am să-i sucesc gâtul acelei pisici pentru că așa vrea ratingul, nu? Așa vrea audiența. Adică mi se pare, nu știu, o credeam altfel pe această femeie. Wow! Vedeți și o diferență între ochiul ăsta și ochiul ăsta? Da. Nu știu, nu... De ce ai vrea să apari la TV și să te faci de râs? Cum poți tu ca om să mai pui, să pui de fapt capul pe pernă și să te culci știind că ai apărut și te-ai făcut remarcat prin așa ceva? Mi se pare ceva foarte urât, adică da, înțeleg, o să ziceți că sunt rea și că fata face ce vrea și fiecare face ce vrea și cum tu apare aici în fața noastră să te machezi, așa apare și ea să se prostească pe internet. Dar nu e aceeași chestie, pentru că ceea ce fac eu nu influențează într-un mod negativ oamenii, dar se uită copii, adică persoana asta despre care vă ziceam eu, că am vorbit cu ea și mi-a zis că de-abia așteaptă să vadă emisiunea, este un copil de 12 ani, da? Deci, care rămâne influențat, adică, nu știu, e un subiect foarte intens din punctul meu de vedere. Au fost și amendați de CNA, lucru care, nu știu, nu văd de gândit că e bine ceea ce se întâmplă în emisiunea aia, zic și eu. Folosesc pudra asta de la L'Oreal Nude Magic împreună cu o pensulă de la Real Techniques.
Și da, nu am mai aplicat fond de ten pentru că nu am mai avut chefiere, oricum mi-e pe terminate, ați văzut de data trecută parcă. Și pur și simplu vin așa și setez un pic. O să mă aplic. Aplic și acest blush de la Physicians Formula. Arată așa, foarte frumos. Împreună cu pensul de la Eco Tools. Îmi pare rău că, nu știu, în loc să evoluăm, am impresia că ne ducem din ce în ce mai mult la fund, adică n-ai cum să faci afirmații de genul ăsta, adică mi se pare penibil. O să vin acum cu iluminatorul. Împreună cu pensul ăsta de la Real Techniques. Iluminatorul, by the way, este de la Pixi Glow Powder London Luster. Și îmi place foarte mult. Așa. Da, fac cam abureală cu pașii ăștia, că nu țin eu așa cont de ei. O să-mi aplic brow cara de la Oriflame. La fel, am un articol despre el, o să vi-l las în cutia cu descrieri. Așa. Acum o să aplic rimel și folosesc Douglas Volume Obsession. Care arată așa. Nu mai știu ce ziceam înainte pentru că mi s-a închis camera, pentru că, da, trebuie să mai șterg din ce am eu pe ea, dar asta e. Dar cred că vă ziceam de chestia asta cu vulpița. Că, nu, eu chiar nu înțeleg, eu nu mă uit la emisiune. Dar am văzut la cine, la Răzvan Botezatu, cred, că tot pune de la ea. Și nu știu, eu nu știu cum mai acceptă ea să vină după ce se vede clar că se face singură de râs. Adică de ce ai vrea să apar ca să te faci de râs? Nu știu. Nu găsesc sensul. Și cam așa arată machiajul momentan. O să-mi aplic pe buze din paleta asta de la Pixi. O să-mi aplic nuanța asta pe buze împreună cu o pensulă. Dacă și găsi o, am găsit-o. Este pensul de la Eco Tools. Și hai să vedem ce iese. M-am gândit să fiu așa toată pe roz. Știu că ar fi trebuit să aplic un creion de buze, poate pe sub, dar mi-am dat jos și asta din păr, să-mi așez părul. De data asta nu o să mai mi-l fac cu bigudiurile acelea, pentru că oricum îmi place cum stă. M-am spălat ultima dată cu șamponul de la Oriflame Volume Lift și mi-a plăcut foarte mult cum mi-a lăsat părul. Chiar îmi place foarte mult și acum hai să mă gândesc cum să mă îmbrac. Am revenit, m-am schimbat, mi-am luat pe mine o bluziță, care îmi place foarte mult cum o vine. Și m-am gândit ca pentru cercei să-mi pun acești cercei, ăștia mai mari. Sunt de la Oriflame, am luat acum mulți ani, nici nu mai știu când. Dar sunt eu că se potrivesc. Ia să vedem. Ok. Așa sunt cercelușii. Cam ăsta este look-ul meu pe care o să îl am în clipul următor. Cam astea au fost și subiectele pe care am vrut să le discutăm azi. Abia aștept să văd feedback-ul vostru, să-mi spuneți ce părere aveți despre clip, despre subiectele abordate, despre întrebările pe care le-am pus în clip. Și dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să dați un mare, mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați
atunci când postez, iar până la următorul videoclip, să ai o zi superbă! Pam, pat, pam!